Noi date ne duc către concluzia că dispariția brânzeturilor Ordel este opera unui serviciu secret străin. Invitatul meu din această seară ne va dezvălui cine? O companie străină, realizând că produsele ei nu au nicio șansă în fața brânzeturilor Ordel, a hotărât să le elimine fizic de pe piață. Este o tehnică folosită în gherila economică din Statele Unite. Fantastic! Iată că o doamnă din Giurgiu a pregătit și o melodie cu acest subiect, cu brânza asta. Unde ești tu, brânză Ordel? Cum mergeai cu un copănel, roșii, ceapă și măsline, îmi e așa de dor de tine. Formidabil, vom reveni.